Sunt câteva lucruri pe care le putem prezenta ca afirmații ale domnului Coldea sau explicații ale domnului Coldea legate de ce a însemnat sau ce înseamnă acest protocol. A pornit de la ideea că ce nu este interzis prin lege înseamnă că este permis. A spus că acest protocol a fost discutat la nivelul direcției juridice, după care a venit spre aprobare la nivelul prim-adjunctului, după care la nivelul directorului. Au mai fost în contextul acesta întrebări. Una dintre ele a fost mai degrabă o curiozitate a unui coleg al nostru, dacă o afirmație aportă în spațiu public cum că domnul Coldea ar fi consultant pentru domnul Dragnea sau dacă i-ar asigura vreo consultanță în acest sens, a spus că nu, nu a oferit nimănui, nu s-a ocupat de acest lucru și nu se ocupă de acest lucru cu niciun politician de niciun fel. A citat din surse deschise de pe site-ul președinției despre unele afirmații ale domnului președinte Traian Băsescu, spunea că știa de existența protocolelor, dar că nu știa de conținutul acelor protocoale, nu își aduce aminte să-i fost informat.